Ridley a fost foarte criticat, pus la zid. Cum îl evaluați în momentul acesta? Așa a fost și în urmă cu 3 ani, așa a fost și Ambrose acum un an. Exact cum le-am spus și suporterilor care au venit să întâlnească cu fetele, în fiecare moment acest antrenor ne predă lecții despre un lucru de mare valoare. Bunul simț și civilizația. Și încearcă și reușește să-l transmită și în echipă, și în afara ei, și prin declarațiile care face, și prin comportamentul lui, prin tot. Ar fi bine să ne uităm la lucrurile astea, iar cei care sunt în stare să-și însușească câteva din... Fiindcă nu e ușor să fii permanent hulit și tu să ai o ținută decentă și o conduită ireproșabilă, din punctul meu de vedere, în continuare. Colaborarea va continua, e mulțumit de ce a realizat până acum, ce se va întâmpla dincolo de acest mondial? Păi nu s-a terminat mondialul, hai să mergem pas cu pas. Noi sperăm să ajungem la Olimpiadă cu Rida antrenor. Unde credeți că ar fi fost echipa națională astăzi dacă n-ar fi existat scandalul de la Corona și fetele acelea erau în lot? Habar n-am, dar sigur aveam mai multă consistență în joc, fiindcă una este să joci cu niște jucătoare cu care ai construit o strategie, pe seama cărora ai făcut o strategie, iar cu 2 zile înainte să se urce în avion să dispară. Din punctul meu de vedere, rezultatul acesta este ieși din cutie, este ceva extraordinar, e un rezultat nemaipomenit. Nu trebuie să uităm că Eliza Bugeschi era titular centru, juca atac apărare. Cristina Laszlo era interdreapta titular. Bianca era titular în apărare. Și putea să-i dea Cristine câteva minute în plus și în atac. Iar Daria, ați văzut-o, era într-un vârf de formă fantastic și sigur juca. Adică 4 fete care dădeau consistență echipei naționale. Echipele contra cărora noi am jucat acest început de campionat mondial s-au pregătit într-o această formulă de echipă de un an de zile și au făcut o strategie pe ceva. Cine înțelege un pic de sport, își dă seama.